Cum ai aflat de concursul Tu faci tricoul naționale și ce te-a determinat să participi? Am aflat de concurs de pe Instagram și cumva sunt legat de tricourile echipelor de fotbal. Am o colecție, în special cu tricourile naționale de fotbal. Iar oportunitatea asta cu concurs a venit cumva exact la fix cu lucrurile care îmi plac. Ne poți spune ce te-a inspirat în alegerea designului creat? M-am gândit, în momentul în care m-am decis să fac tricoul, care ar fi elementul olimpic specific pentru ce s-ar potrivi pe tricourile echipei. Și m-am gândit la flacăra olimpică și atunci am venit cu o idee stilizată a acestei flăcări pe care am pus-o într-un mod creativ pe tricou. Cum ai primit vestea că dintre cei aproape 100 de creatori ai ajuns în finală și ulterior ai câștigat? A fost o mare bucurie în momentul în care am aflat că am câștigat. Cumva nu m-am așteptat și doar în momentul în care am început să lucrez, să trec la pași următori în realizarea tricoului, am început să realizez ce se întâmplă de fapt. După absență de câteva decenii, echipa națională de fotbal va participa la Jocurile Olimpice, purtând echipamentul creat de tine. Ce simți? Care este sentimentul? E un sentiment de mândrie să vezi echipa națională purtând tricoul creat de tine la Olimpiadă, mai ales că vine după o absență de aproximativ 57 de ani în care naționala n-a fost la un turneu de acest gen. E ceva cumva istoric pentru mine, ceva ce o să rămână în memoria mea și ceva cu care o să mă mândresc de acum înainte.